Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai frumoase și cele mai noi informații din cele două domenii. Avem foarte multe noutăți pentru această ediție, tot pe domeniul sănătății o să discutăm în această seară. Alături de mine este doamna profesor universitar dr. Camelia Margareta Bogdănici, este șefa clinicii de oftalmologie la Spitalul Sfântul Spiridon și iată de câteva zile proaspăt numită prorector responsabil cu relația spitalelor clinice, dar și cu implementarea proiectului Spitalul Universitar UMFIA și spun bună seara, bine ați revenit. În primul rând, sincere felicitări și ne bucurăm tare mult că iată faceți parte din noua echipă de management a UMF-ului. E mare lucru că veți fi acolo pentru 4 ani, dacă nu greșesc. Da, pentru 4 ani. Mulțumesc tare mult. O primăvară frumoasă la început de primăvară telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc, e o sarcină nouă pe umerii mei, dar care îmbină într-un fel plăcerea mea de a lucra pentru partea de spitale și, bineînțeles, îmbin partea didactică, care este principală pentru mine. De altfel, e un prorectorat nou, l-aș numi, pentru că până acum nu a fost. Cred că o să fie ceva nou și pentru ei și pentru dumneavoastră. Sunt curioasă cum ați primit vestea. Iată că eu o văd ca o încununare a muncii și a acestor ani pe care dumneavoastră i-ați dedicat oftalmologiei și spitalelor și pacienților, în primul rând. Da, a fost o emoție foarte mare în momentul în care am fost chemată și am fost întrebată dacă aș vrea acest rol. Cred că nu m-aș fi încadrat pentru niciun alt rol în prorectorat. Într-adevăr, așa am tresărit atunci și așa s-au derulat în mintea mea toate momentele pe care le-am avut, fie ca director medical timp de 6 ani, fie ca deputat în Comisia de Sănătate, fie chiar ca și consilier local, pentru că recent am luat legătura cu colegii din Consiliul Local de la primărie, pentru că sunt spital, așa cum știți, care țin de primărie, cât am o experiență din multe, multe domenii care vedeți că îmbină acest lucru. Și da, e un lucru foarte nou, nu am pe cine să întreb ce ar trebui să fac, în fiecare noapte mai îmi vine o idee, în fiecare zi mai spun câte ceva și am în schimb, cred că sprijinul și colegilor din universitate, pentru că imediat cum am trimis primele adrese directorilor de departament, la managerii de la spital și uitați-vă cu cei din consiliile locale, încă nu am aportat Consiliul Județean, de asemenea, ca să văd problemele care de care se lovesc ei atunci când vorbim de spitalele pe care le conduc. Am primit așa un zâmbet cald și chiar pot spune un ajutor. Da, e un lucru nou și toată lumea așteaptă să schimb munții. Nu pot să-i schimb total, dar trebuie să vedem anumite probleme cu care ne lovim noi din punctul nostru de vedere. Pe de o parte, prin faptul că suntem cadre didactice și să știți că sunt încă multe cadre didactice care nu au integrare în spital, în spitalele în care lucrează, fie ca voluntar, fie unde desfășoară activitatea didactică, ceea ce este un lucru un pic anormal. Apoi vedem că se pot scoate posturi pe rețea, cum spunem noi, cum știm acest lucru, dar atunci când se cere integrare se spune, nu avem bani, nu avem cu ce să plătim. Iar eu cred că binarea aceasta, mai ales pentru cei care și lucrează cu universitatea în mod direct, pentru că sunt foarte mulți manageri care sunt și cadre didactice la universitate și care poate înțeleg mult mai ușor procesul, acest lucru. Uh-huh. Da. Nu trebuie să fie nimeni speriat că în momentul în care un prorectorat este înființat cu un scop direct de a ține legătura cu spitalele clinice, de fapt trebuie să înțeleagă că este o colaborare și cooperare extrem de bună. Pentru că altfel, întotdeauna universitatea practic se axa foarte mult doar pe pregătirea profesională, fie a studenților, fie a rezidenților. Uitați-vă că acum ne putem ocupa, dacă pot spune și așa, și de ce înseamnă activitatea noastră ca medici în spitale.
și putem... Cam la asta ne duce cu gândul când vedem relația cu spitalele clinice, cumva cum îi integrați pe studenți în cadrul spitalelor să-și fată face practica și să fie o colaborare foarte strânsă. De altfel, cred că este această colaborare. Există această colaborare, dar acum putem vedea lucrurile mult mai strânse. Eu, bineînțeles, colaborez și cu colegii mei prorectori din celelalte domenii și, de exemplu, când vreau să văd dacă studenții au vestiare, dacă studenții își desfășoară activitatea foarte bine, bineînțeles că alături de mine este și prorectorul cu probleme studențești sau didactice. De asemenea, pentru rezidenți, rezidenții care vin și pot să ne dea anumite idei, ne pot da idei cum putem îmbunătăți activitatea lor pentru simulatoare mai bune, pentru o activitate care se poate face mult mai bine. Din fericire, Universitatea de Medicină și Farmacie Iași are și o parte de simulare, dar vedeți, în acest moment se referă doar la simulator pentru studenți, dar noi ne dorim în acest moment și simulator pentru rezidenți. Eu vă spun, din punctul meu de vedere ca oftalmolog, sunt bani foarte mulți investiți atunci când vorbim de simulare sau rezidenții noștri se duc și își fac pregătire pe simulator în alte țări sau în altă parte pe bani foarte mulți. Iar universitatea în acest moment poate accesa fonduri pentru aceste lucruri, lucruri pe care poate nu ne-am gândit înainte. Iarăși un lucru pe care iarăși vreau să-l văd este dacă aceste cadre didactice tinere care sunt fie asistenți pe perioadă determinată sau nedeterminată, există o lege în care se poate face integrare inclusiv a asistenților pe perioadă determinată. Cu atât mai mult cu cât unii dintre ei sunt deja specialiști. Da, o să-mi spuneți că sunt asistenți care sunt pe perioadă determinată, dar care sunt rezidenți, este o altă situație. Dar sunt cadre didactice care sunt pe perioadă determinată asistenți, pe perioadă determinată, dar specialiști de 2-3 ani, sau asistenții care sunt pe perioadă nedeterminată, care au 49-50 de ani și care nu au încă integrare. Este pentru mine, eu care am lucrat atâta timp în spital, un lucru foarte nou și uneori chiar de neînțeles, pentru că eu cred că este mult mai ușor pentru un spital să ai un doctor care este și cadru didactic, cu atât mai mult cu cât acel cadru didactic își desfășoară activitatea în spitalul tău. Și, dar cred că ține mult și de minister această organizare și aceste lucruri, nu doar ministerul de... are influență doar atunci când vorbim de spitalele care sunt sub influența ministerului. Da. În rest, și de aceea iau legătura cu primăria și cu Consiliul Județean, pentru că sunt plătite și posturile se aprobă de către primărie sau de Consiliul Județean. Iar ceea ce pot să spun este că este o colaborare foarte bună la nivel de primărie. Atunci când vorbim despre spitale, despre integrare, întotdeauna a existat o colaborare foarte bună, dar există oarecum o ruptură atunci când vorbim de partea de minister. Pentru că, da, managerul unui spital trebuie să ceară aprobarea ministerului pentru anumite posturi și cred că uită uneori că are nevoie și să ajute și cadrele didactice. Foarte mulți manageri care sunt în spitalele acestea care țin de Ministerul Sănătății sunt și cadre didactice, nu toate, dar sunt și manageri care nu sunt cadre didactice, dar cu care noi avem o colaborare foarte bună și care poate nici măcar nu s-au gândit la această colaborare universitate și spital. Da. Și într-o altă ordine de idei, iată, proiectul acesta Spital Universitar UMF e un proiect nou, de care noi nu prea am auzit, dar o să ne spuneți dumneavoastră mai multe, practic, ce se dorește prin implementarea acestui proiect. Inclusiv eu mă pun la punct cu tot ce înseamnă aceste hotărâri, pentru că eu am făcut parte întotdeauna din Senatul Universității, am fost informată de domnul rector, știam de demersurile pe care le face universitatea în acest sens, dar concret nu știam că există chiar și hotărâri de guvern care s-au dat inclusiv de anul trecut cu trecerea spitalelor care țin de Ministerul Transporturilor pentru universități. Nu suntem singura universitate care a
accesat sau care am făcut o cerere pentru a prelua astfel de spital. Este Iașul, este Clujul, este Târgu Mureș, este Bucureștiul, bineînțeles, și uitați-vă că în acest moment inclusiv Universitatea din Suceava dorește să preia acea parte care ține de Spitalul Căi Ferate Iași, dar care este la Suceava. Deci așa cum s-a spus la un moment dat și poate că telespectatorii mai știu din media că la un moment dat s-a accesat și au aplicat pentru a prelua Spitalul Căi Ferate Iași atât Universitatea de Medicină cât și Primăria Iași. Universitatea de Medicină și Farmacie Iași are un punctaj foarte bun. Iar ceea ce pot să vă spun este că în luna februarie, pe 8-a 2-a, s-a trimis o adresă către universitate în care deocamdată se vorbea despre preluarea porțiunii de Spital Căi Ferate Pașcani. Ca să înțeleagă toată lumea, Spitalul Căi Ferate Iași are în subordine atât Pașcaniu cât și Suceava. Și deci când vorbeam de această subordonare, toate țin de Ministerul Transporturilor. Deocamdată, așa cum vă spuneam, în luna februarie s-a primit deja la universitate o adresă în care se vorbește despre acest lucru. Acum, pentru că suntem o echipă nouă și domnul rector asta a așteptat să facă echipa nouă și de asemenea să se aleagă și decanii, să putem începe în forță cu tot ce înseamnă o nouă conducere a universității. Vom lua legătura mai, în mod special cu cei de la Pașcani și așa cum am mai vorbit și cu alți colegi, știu deja că se vorbea la un moment dat cam care ar fi prioritatea pentru acel lucru. Nu vreau încă să spun, dar sunt lucruri pe care le punem la punct. Bineînțeles că vom avea o întâlnire și la nivel de Ministerul Transporturilor cu responsabilul cu această temă de preluare. Repet, nu e vorba numai despre Iași, este vorba și de celelalte universități, iar ceea ce vreau să subliniez este că nu pleacă nimeni afară, nu este dat nimeni afară, ci pur și simplu va fi o integrare foarte bună. Da, o să-mi spuneți că Spitalul Căi Ferate Iași oricum are cadre didactice, dar este în subordinea Ministerului Transportului și va fi o reușită în momentul în care spitalul va fi preluat complet și cu cel de la Pașcani, pentru că vor fi fonduri, se vor putea utila și în același timp vom putea pregăti măcar medicii rezidenți inițial să vadă și altceva și altfel de pregătire, iar în momentul în care vor fi făcute toate demersurile, bineînțeles, studenții vor avea un alt confort și altceva. De altfel, să știți că în străinătate eu am fost o perioadă foarte lungă coordonator a activității Erasmus și foarte des am fost în țările în care avem studenți Erasmus și foarte multe țări au în subordinea lor universitățile, au în subordinea lor și spitale care se numesc spitale universitare. Iar întotdeauna dotarea este directă pentru că așa știți cum e. Când tu faci vrei telefonul să fără fir cumva. Exact, și aprobările sunt diferite. Când tu vrei să faci ceva acolo, trebuie să vorbești cu un manager de spital, trebuie să vorbești poftim la minister sau trebuie să vorbești la primărie. Cred că e o normalitate să fie această subordonare și cumva să aveți bucătăria internă să vă organizați mult mai bine. Că dacă stai după ce se întâmplă în 2024 acte, e o bătaie de cap foarte mare și clar că nu e în avantajul nostru. E foarte grea întotdeauna, pentru că știți cum e, trebuie să o iei de la tot ce este de la imobil și tot trebuie să știi absolut tot. Oricum sunt, cum spun eu, mape întregi. Când am avut prima dată contactul cu directorul universității care mi-a arătat, mi-a pus pe stick toate actele și mi-a arătat și actele, când am văzut câte dosare sunt și câte hârtii s-au analizat, sunt extrem de multe lucruri și bineînțeles se așteaptă și o nouă hotărâre, deci o prima hotărâre este de anul trecut, o hotărâre de guvern în care se vorbește
repet, nu numai despre ea, și de celelalte universități. Da. Ați menționat un pic și de politică, așa, până să intrăm în subiecte medicale, să zic. Cred că vă este dor, sau bănesc că acum, fiind cu atât de multe pe cap, nu cred că vă mai stă gândul la politică, dar iată, este an electoral. Poate aveți niște rugăminți către cei care vor fi în continuare sau care vor obține poate mandate noi. Cu siguranță partea medicală este foarte importantă în țara noastră și cumva cred că trebuie să se acorde un pic mai multă atenție decât poate până acum. Eu în primul rând aș vrea să spun că aș vrea să aibă mai mult curaj colegii care lucrează în universități sau în mod special pe partea de sănătate, pentru că practic, atunci când vorbim de alegeri, nu vorbim acum de primar sau de președintele Consiliului Județean, vorbim de componența Consiliului Local sau componența Consiliului Județean. Și să aibă curaj și colegii mei să participe, să fie, aibă un cuvânt de spus. Să aibă un cuvânt de spus, pentru că dacă vorbești cu oameni din Consiliul Local, și să știți că la Consiliul Local am găsit oameni, n-aș vrea să-i nominalizez, dar Comisia de Sănătate care este acolo, avem oameni care știu ceea ce înseamnă sănătate, fie la nivel de asistenț medical, fie la nivel de doctor, fie la nivel de conducere și de management de spital. Deci, dacă ai cu cine vorbi, ei înțeleg altfel. Și eu asta o spun și prin prisma prin care am fost, cred că, în politică prima dată consilier local. Și când oarecum toată lumea se mira, atunci eram director medical și toată lumea se mira ce caut eu și de ce vreau să merg acolo. Păi trebuie să fii acolo, pentru că altfel oamenii dintr-un consiliu local nu pot înțelege decât prin vocea unui om care știe ce vorbește. Și la fel pentru Consiliul Județean. La Consiliul Județean nu am fost decât prin calitatea pe care am avut-o de deputat și prin faptul că am participat la numeroase ședințe, iar ceea ce pot să vă spun, în calitatea de deputat întotdeauna am avut, Niște inițiative, contact, proiecte foarte frumoase. Toate deci, proiectele mele au abordat partea medicală sau partea universitară și un pic partea socială. Pentru că eu aici, asta am spus, asta știu să fac și aici vreau să mă implic. Păi și noi avem nevoie de astfel de oameni, asta e clar, adică mesajul cumva să se înțeleagă, peste tot să fie cumva și un reprezentant din partea dumneavoastră care să spună, uite, avem nevoie de X, Y, Z, adică haideți să vedem, punem pe hârtie și să vedem ce are nevoie Iașul pe partea medicală și să încercăm să facem niște eforturi. Clar, ne bucurăm că, iată, s-a semnat, am văzut, pentru Spitalul Regional de Urgență, avem vești foarte bune, dar cred că mai avem de treabă. Asta oricum e clar. Sper să-l văd și ospitalul. Mă bucur extraordinar de mult că s-a semnat și cred că este deja, să spunem, prima piatră, dacă încă nu s-a pus efectiv, dar este prima piatră pusă acolo. Eu mă bucur că, practic, și la nivel de minister avem și o ieșancă care se ocupă foarte mult și cred că pentru ea s-a preocupat în mod special mai mult. Așa cum ați întrebat, eu nu mai am legătură cu lumea politică propriu-zisă, deși încă mă uit în curtea politică, cum spun eu, dar insist pe acest lucru că și lumea politică trebuie să știe că partea de sănătate, partea de învățământ trebuie să fie o prioritate pentru, indiferent la ce nivel vorbim, indiferent că vorbim la nivel local sau la nivel de județ și, bineînțeles, mai departe, la nivel de ministere, la nivel de parlament, la nivel de europarlamentar. Da, că avem. Avem și reprezentanți. Avem și acolo reprezentanți și da. Să știți că altfel nu se poate face, încât, uitați-vă, eu într-un fel sunt omul care urmăresc aceste lucruri și de care trebuie și noi, toată populația, să ținem cont. Faptul că Universitatea de Medicină s-a gândit la această colaborare universitate și spitale trebuie să fie înțeleasă în sensul cel mai bun de colaborare și de sprijin, pe de-o parte, pentru că universitatea poate să aducă, își are un aport foarte bun prin faptul că vede ce se întâmplă și în străinătate, avem contacte cu oamenii din străinătate și implicit putem să facem și contacte mult mai multe. Să nu uităm
că universitatea are și partea de cercetare foarte dezvoltată. Am înțeles că inclusiv Spitalul de Urgență Iași va avea chiar și parte de cercetare. Deci, vedeți că lucrurile se leagă. Nu degeaba și emisiunea dumneavoastră cred că se numește Școală și Sănătate. Pentru că există o legătură foarte, foarte strânsă în aceste domenii. Și fără aceste două domenii nu putem fi nici sănătoși, nici educați, nici învățați, nici... Deci, e clar, suntem într-un cerc, cumva. Nu cerc vicios, asta cercul clar. Cercul cel mai frumos. Cel mai frumos și sperăm cu rezultate foarte bune. Bun, pe partea medicală și iată și evenimente, pentru că noi suntem obișnuiți ca aprilie, mai să vă dedicați unor evenimente de specialitate pe oftalmologie. Cred că sunteți în febra pregătirilor acum, imediat e aprilie. Pe mine m-a surprins foarte mult în momentul în care mi s-a spus că aș putea să devin prorector pe probleme de spital, știind că nu voi avea pe cine să întreb, știind că va fi o muncă foarte intensă, pentru că anul acesta pentru mine este un an deosebit. Avem cea de-a 60-a manifestare a reuniunii anuale a oftalmologilor, este o cifră rotundă și pentru mine este un moment extraordinar în care pot să aduc un omagiu celor patru care au creat această reuniune anuală a oftalmologilor. Așa, ca idee, vom începe reuniunea la Piatra Neamț, acolo unde a început, cu patru oameni, și vom continua în aceeași săptămână la Iași. Este o manifestare cu totul și cu totul deosebită, pentru că avem și invitați din străinătate, în primul rând fiul profesorului Vancea, cel căruia eu am promis că voi continua această reuniune anuală. Fiul domnului profesor Vancea este tot oftalmolog în Suedia și va participa. De asemenea, este fiul doctorului Mikša, care era gazda de la Piatra Neamț și, deși dumnealui este arhitect, a acceptat să participe la această reuniune. Sper să aduc și pe fiul domnului profesor Adrian la Piatra Neamț. Deci, pentru mine este un an foarte greu și pe care îl pregătesc deja de un an, așa cum spuneți și dumneavoastră, și pe care îl pregătim aproape săptămână de săptămână, îmbunătățim atât programul cât și activitatea. Dar nu în ultimul rând, este un an plin pentru că sunt mai multe serii de predare. Am un program didactic extrem de intens și prorectoratul acesta îmi ocupă în primul rând toate nopțile, ceea ce pot să spun, pentru că noaptea mi-adun și notez ce am de făcut a doua zi și în fiecare zi încerc să adun încă un lucru și încă un lucru. Dar sunt bucuroasă că atunci când trimit o adresă, colegi la care poate că nu trimit direct, de exemplu, am trimis la directorul de departament și o parte din coordonatorii de disciplină m-au sunat și mi-au spus: au, vai, mulțumim că uite, te gândești și la noi și că încerci să rezolvi niște probleme. Se anunță un an foarte plin la dumneavoastră, deci mai ales că e ceva nou și că nu puteți prelua de la cumva de la un coleg care să fi fost în situația dumneavoastră, dar sunt convinsă că veți face față cu brio, pentru că ne-ați obișnuit cu profesionalism și dedicare și asta e mare lucru, pentru că, iată, sunteți la conducerea clinicii oftalmologice de ceva vreme și acolo alte responsabilități, alte atribuții, deci, cum spuneam, multă muncă, dar ne bazăm că sunteți un profesionist, asta e clar, și că pentru noi lucrați. Eu mă bazez și pe faptul că universitatea are în acest moment o echipă foarte bună. Uh-huh. Și am văzut nume noi, asta clar. Deci, sunt și nume noi, da, dar toate persoanele au lucrat într-un domeniu. De exemplu, este doamna profesor Șerban Lăcrămioara, care a fost decan atâta vreme și care știe, deci pentru dumneai, deși are o altă denumire, lucrurile sunt foarte clare și foarte bine stabilite, pentru că nu vine dintr-o zonă pe care n-a lucrat-o. Este doamna profesor Costache, Irina, care a fost prorector și care știa anumite lucruri. Practic, doar eu eram nouă în prorectorat, dar, așa cum vă spun, echipa este foarte unită, foarte bună și ceea ce constat este că întotdeauna există o completare. Ne completăm unii pe ceilalți, ne dăm idei unii pe celorlalți, da. Iar acest lucru este extraordinar. Mie îmi place foarte mult această echipă. Vom continua discuția noastră, luăm acum o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem aici. Rămâneți alături de noi.